Pericol de explozie pe drumul național 71 la intrarea în localitatea Dâmbovțeană Brătești. Traficul a fost blocat pe un sens pe drumul național 71 în localitatea Dâmbovțeană Brătești după ce o cisternă încărcată cu 30 de tone de motorină s-a răsturnat în afara carosabilului, iar combustibilul a început să curgă. Pompierii au sosit imediat la fața locului cu două auto speciale, iar polițiștii au blocat unul dintre sensurile de mers. Din primele verificări se pare că șoferul cisternei nu a păstrat distanța reglementară față de autoturismul din față, care la un moment dat a încetinit pentru a vira la stânga și a intra în curtea unui service. Inspectorii gărzii de mediu Dâmbovița urmează să evalueze gradul de poluare după ce scurgerea de motorină a fost oprită. Mergeam în spatele dânsului, s-a oprit brusc, am pus frână, l-am lovit, am evitat să nu dau în stânga andar de camioane și m-am dus în șanță. A fost vreun adus să intre aici? Dânsul a vrut să intre aici. Aveați distanța totuși? Aveam. Vă dați seama. Minim 30-40 de metri. A fost înăcut? Da, s-a oprit. Fiind mică, se oprește în 2-3 metri. Vă dați seama. Eu n-am văzut semnal. Da. Am oprit aici. Eu am oprit că erau mașini foarte multe și am vrut să fac la stânga. A trebuit să intrați aici. Da. Și el a venit cu viteză și m-a lovit. N-a văzut când ați... Păi n-a văzut. Probabil că a fost în scurt. Da, bineînțeles că am dat semnă. Păi da, eu am oprit un pic, pentru că erau mașinile care veneau pe sens, pe sens invers, da. Și am oprit că nu puteam să trec. Și el m-a bușit pe mine. Cum să nu semnalizez? Cum să nu semnalizez că semnă? Cum? Ce să mai, asta nu se mai poate repara, zic. Pentru a elimina riscul vreunei explozii la fața locului, au sosit și două auto speciale de pompieri care au împrejmuit zona din rezervoarele cisternei imediat după impact. Au început să curgă combustibil în șanțul de pe marginea drumului. Polițiștii fac cercetări și acum pentru a stabili cu exactitate împrejurările accidentului. Am fost solicitați prin apelul 112 de producerea unui accident pe DN71. Ajuns la fața locului, am găsit o cisternă răsturnată pe partea dreaptă a carosabilului, încărcată cu aproximativ 30 de tone de motorină, scurgeri și din rezervor și din toate rezervoarele cisternei. Pericol momentan nu e de producerea unui incendiu, așteptăm sosirea unui utilaj de mare tonaj pentru punerea pe roți a cisternei și transbordarea motorinei, bănuiesc, în altă cisternă. Pe drumul național 71, la intrarea în localitatea Brătești, a avut loc o coliziune între un autoturism și o cisternă. În urma coliziunii, autocisterna s-a răsturnat în afara părții carosabile, aceasta fiind încărcată cu combustibil, respectiv motorină. Polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate cauza și împrejurările evenimentului rutier. Și reprezentanții gărzii de mediu au o misiune destul de grea, și anume să evalueze gradul de poluare.